În anul școlar 2012-2013, elevii au fost admiși la liceul particular Șerban Cioculescu din Drobeta Turnu Severin, fără să plătească taxă de studiu. Decizia a fost luată de conducerea unității de învățământ, care a crezut că finanțarea va veni de la bugetul de stat, conform legii educației. Numai că nu a fost așa, iar până acum în conturile școlilor nu a intrat niciun leu. Mai mult, în luna decembrie, fostul ministru Ecaterina Andronescu a emis un ordin care taie finanțarea din sistemul particular. Suntem în imposibilitatea de a nu mai avea cu ce plăti profesorii. Ce fac oamenii? Sunt titularii noștri, sunt oameni cu grade didactice. Îi trimitem acasă? De ce? Pentru că nu gândim? Adică mi se pare o măsură aberantă aceea de a nu finanța învățământul liceal acreditat. Mi se pare așa o măsură aberantă. În aceste condiții, zeci de dascăli care predau în aceste unități de învățământ și-ar putea pierde locul de muncă. Alina Albuleț este profesor de limba franceză de 6 ani de zile la liceul Șerban Cioculescu. Este extrem de dezamăgită de decizia oficialilor din Ministerul Educației. Neavând bani, fiindcă învățământul liceal este fără taxă, trebuie școala să finanțeze absolut totul și este foarte greu, ținând cont că noi suntem profesori titulari, noi ținem de această școală, școala trebuie să ne plătească și avem nevoie de finanțare pentru a reuși să rezistăm, deși școala depune eforturi susținute ca să ne ajute, dar este foarte greu fără un sprijin din partea autorităților. Decizia oficialilor este cât se poate de clară. Școlile particulare trebuie să se descurce singure cu banii, pentru că de la bugetul de stat nu vor primi nimic. Articolul 9, alineatul 2 din Legea Educației Naționale pe 2011, prevedea că statul asigură finanțarea de bază atât pentru elevii din cadrul învățământului de stat obligatoriu, cât și pentru cei cuprinși în învățământul particular sau confesional acreditat. Prin ordonanța de urgență 92 din decembrie 2012, această prevedere este amânată până pe 31 decembrie 2013. Prin urmare, în anul școlar 2013-2014, instituțiile de învățământ particulare nu vor fi finanțate de către stat. Potrivit statisticilor Ministerului Educației, aproape 100.000 de elevi și preșcolari studiază în învățământul particular.